votul tău de favorit al telespectatorilor în această săptămână merge fie către o fată sau către un băiat. Votul meu în această seară merge către Robert, deoarece îl consider un concurent puternic. Bag mâna în foc că se va întoarce înapoi pe scaun și, așa cum am spus mai devreme, vreau să-mi duc strategia la bun sfârșit. Sau nu? Știu că risc, știu că este riscant, știu că este într-un cuplu, știu absolut toate detaliile, doar că în această situație mă gândesc puțin și la... În această situație nu mai contează. Atunci când era vorba despre Cosmin... întrerupt sau ce ai făcut acum? Atunci conta că este într-un cuplu. Dar acum m-a întrerupt. Unde, acolo, unde mai votat? Dar cum m-ați întrerupt? Că eu nu mai am voie să vă întrerup. Stai liniștită, Giulie, că nu pleacă nicăieri. Te rog, Patrick. Îmi duc strategia la bun sfârșit sau nu, îmi văd interesul meu. De o perioadă de timp cu Ștefan, relațiile nu au fost foarte bune, așa că da, am riscat, îmi pare rău față de tine, Robert, dar jucăm până la final. Mie nu-mi place. Ștefan, asta. Giulia, Robert, haideți în față. Robert, ești pentru prima dată aici în față la eliminare? Da. Roata se mai întoarce, mai vin lângă dumneavoastră și cu alt scop, văd că... Măcar ești lângă... Ai văzut, Giulia? Dacă tot. Ce vorbeam noi la început? Niciodată nu se știe. Robert, există posibilitatea să și pleci acasă? Dacă sunt aici, clar că poate că este. Așa cum bine știți, voturile se schimbă de la o săptămână la alta. Giulia, dacă în această seară ne vom lua la revedere, Patrick este direct răspunzător pentru acest lucru? Este clar, eu l-am văzut. Sau toți băieții care de fapt își doresc să-l vadă pe Ștefan plecat? Doamna Andreea, mie niciodată nu mi-a plăcut să particip la strategii. Și, din păcate, m-am găsit să fac parte din una. Dar, nu știu, în fine. Nu mai zic nimic, dar nu e ok. Chiar nu e ok. Patrick, te vei simți vinovat dacă va părăsi Giulia casa iubirii în această seară? Da. Cred că cu toții ne-am simțit. Vrei să-i spui ceva? Te iubește Patrick mult. Nu mă încălzește stând aici. După cum bine știți, doi dintre cei trei vor merge înapoi la locurile lor. Unul părăsește casa iubirii. Își continuă drumul aici, în casa iubirii, și merge la locul lui. Robert, pentru că are cele mai multe voturi dintre cei trei. Pot să mă duc până la Giulie? Hai, dragă, cât de trei ore aștept. Măcar ne asortăm, Ștefan. Suntem îmbrăcați. Suntem doriți. Giulia. Da.
poate că a venit momentul să ne luăm la revedere. Da. Totul are un final, la un moment dat. Totul trebuie să aibă un final, la un moment dat. Da. Regreți ceva? Regret joculețele astea pe care le fac ei aici și ne mai facem. Regret lucrurile care nu depind de mine. Și din ceea ce am făcut eu aici, nu regret absolut nimic. Mint. Regret probabil anumite vorbe spuse la nervi față de fete. Dar nimic mai mult. Ștefan. Sărbună, domnul Andrei. Ești aici, alături de Giulia, în față, la eliminare. Doi colegi de bancă. Cine ai vrea să plece acasă? Eu merg foarte mult pe mâna lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea așa, așa rămâne. Așa că nu pot să spun cine ar fi trebuit să fie în față în locul meu. Cine ai vrea tu, dintre voi doi, să pleci acasă, astăzi, acum? Aici. Dintre noi doi? Da. Vă dați seama că și eu îmi doresc să parcurg mult mai mult toată experiența asta. Am emoții, mă scuzați. E normal. Dar știu că pot da mult mai mult din mine, așa că e clar că aș vrea să rămân eu. Fără supărare, Giulia, dar asumat și tu... frumos. Ai vrea la fel? Aș fi zis același lucru. Clar. Giulia, cine vrea să plece acasă? Ștefan! Bun. Niciunul nu vă dori să plecați acasă? Nu? Patrick, dacă nu-ți iese... Dacă nu-ți iese strategia, ce faci? Îmi ascult instinctul de fiecare dată. Dacă asta am simțit, o trag după mine. Suntem răspunzători de deciziile noastre, nu? Voi răspunde. Dacă nu-ți iese strategia, pleacă Giulia și rămân eu în continuare lângă tine. Și n-ai nici fată nouă, nici păsori ta? Îl mai ești pe Ștefan pe cap? Și n-ai rezolvat nimic. Deci pe minus de 3 ori. În această gală, în urma voturilor telespectatorilor din această săptămână, cele mai puține voturi dintre cei doi vor trimite acasă concurentul cu numele în urma voturilor telespectatorilor din această săptămână, cele mai puține voturi dintre cei doi vor trimite acasă concurentul cu numele
Ștefan. Julia, mergi la loc. Ți-a ieșit. Ștefan, ai ceva să le spui băieților? Băi. Fetelor? Lui Patrick? Fetelor. Hai să începem cu fetele. Ele te-au scos în față. Ele te-au adus aici. Ele s-au răzgândit. Aveți niște caractere frumoase. Asta ca să știți, că așa vă văd. Regrezi că nu te-ai apropiat mai mult de o fată? Am avut o apropiere. Nu aș fi putut să mă apropii de cineva doar să fiu apropiat.